Mihai Bogdan Pop aborda minore care proveneau din familii nevoiașe pe rețelele de socializare și le promitea bani și bunuri materiale sau că le va face vedete. Procurorii Dicot s-au sesizat după ce în cursul acestui an bărbatul a convins o fată de 13 ani să se pozeze în ipostaze indecente în schimbul unor sume de bani și a unui telefon. După ce fata a refuzat să mai furnizeze astfel de materiale, DJ Boroș a distribuit pe internet toate fotografiile indecente. Procurorii Dicot au efectuat perchezitii la adresa DJ-ului, de unde au ridicat sisteme și medii de stocare a datelor informatice și documente. În urma cercetărilor, procurorii Dicot au stabilit că DJ Boroș nu este la prima faptă de acest gen. În anul 2013, acesta a ademenit prin aceleași metode o altă fată în vârstă de 11 ani. Mihai Bogdan Pop a fost dus în cursul zilei de astăzi în fața judecătorilor de la Tribunalul Cluj. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a admis propunerea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Cluj, și a dispus arestarea preventivă a inculpatului Pop Mihai Bogdan, acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de trafic de minori, respectiv a infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj, pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia poate fi atacată cu contestație la Curtea de Apel Cluj în termen de 48 de ore de la pronunțare.